Astfel, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 58,8% dintre români declară că ar vota candidații Uniunii Social-Liberale. Urmează Partidul Democrat Liberal cu 15,6%, Partidul Poporului Dan Diaconescu cu 8,1%, Alianța Dreptate și Adevăr, formată din Forța Civică și Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat cu 5,5%, UDMR cu 5,2%, PRM ar obține 3,9%, iar Partidul Noua Republică ar înregistra 1,8% din opțiuni. În ceea ce privește conflictele din Uniunea Social-Liberală, 66,9% dintre români declară că au auzit de acestea, în timp ce 33,1% declară că nu sunt la curent cu evoluțiile din cadrul Uniunii. Prin cumularea răspunsurilor, în funcție de reperul alegerile prezidențiale din 2014, 42,6% cred că Uniunea Social-Liberală nu se va rupe înainte de alegerile prezidențiale din anul 2014, în timp ce 21% susțin ideea că USL se va rupe înainte de alegerile prezidențiale. Întrebați cu privire la partidul care va rămâne la guvernare în cazul rupării Uniunii, 60,7% dintre respondenți au indicat Partidul Social-Democrat. PNL este creditat cu 19%, iar 12,7% consideră că niciunul dintre partidele componente ale Uniunii Social-Liberale nu va rămâne la guvernare în cazul destrămării alianței. Sondajul a fost realizat la comanda cotidianului Adevărul în perioada 28 mai-3 iunie. Volumul eșantionului a fost de 1055 de persoane și este reprezentativ pentru populația României de 18 ani și peste 18 ani. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus-minus 3%, la un grad de încredere de 95%, eșantionul fiind de tip multistratificat, probabilistic. Metoda folosită a fost cea a sondajului de opinie pe baza unui chestionar aplicat de operatorii de interviu la domiciliul respondenților. Chestionarele au fost aplicate în 37 de județe și municipiul București, într-un total de 74 de localități.